Când faraon nu a voit să lase poporul Israel să iasă din Egipt, Domnul oștirilor, cu mâna lui cea tare, a trimis multe urgii de i-au lovit. Însă la orice urgie ce peste Egipt se abătea, peste poporul Domnului nici una nu venea, căci însuși Dumnezeu făcea deosebire între poporul sfânt ales și cei care sunt lume. I-a scos cu braț puternic Avram, Isaac și Iacov întreaga lor sămânță, că avea un plan măreț cu ei să-i ducă în țara promisă. Ne-a scos Domnul oștirilor și pe noi din Egipt, din mâna lui Faraon și a lui robie, și ne-a promis că ne va duce în țara sfântă, în Canaanul cel ceresc pentru vecie. Azi, noi suntem popor ales, copiii Domnului noi ne numim. Dar oare noi facem diferența în felul nostru cum trăim? Căci dacă însuși Dumnezeu, deosebire El făcea, între egipteni și între poporul lui cel sfânt, la fel ne cere nouă astăzi să ne deosebim în traiul și purtarea noastră pe pământ. Căci El ne-a spus să fim lumini, în lumea aceasta noi să strălucim, dar nu să strălucim ca cei din lume, ci în smerenie, cu evlavie, umil noi să trăim. Căci oamenii din lume privesc la noi ades, ei știu cum trebuie să fie un pocăit și sunt cu reflectoarele pe noi când în purtarea și umblarea noastră am greșit. Trebuie să se vadă în noi o pocăință adevărată, și noi să nu luăm parte la tot desfrâul lumii, la gluma lor murdară să nu participăm, ceea ce suntem să se vadă, fii ai luminii. Mă doare și m-am săturat de câte ori am auzit această frază, decât să fiu un pocăit ca ăla, mai bine așa ca mine. Și asta mă întristează. Am întâlnit pe cineva care mi-a spus așa: decât să fie o pocăită ca vecina cu fusta strâmtă și machiată, că-mi sare în ochi și hainele de firmă și mașina, mai bine așa ca mine, oricum nu-i nicio deosebire. Și atunci stau și mă întreb, care e diferența între o femeie din lume și una pocăită? Sau doar duminica și joi când merg la adunare, când pun batic pe cap și o fustă lungă? Oare nu trebuie de la o poștă să se vadă că tu ești altfel, ești diversă, soră dragă? Așa cum Biblia ne spune și ne învață, să avem un trai decent, evlavios, smerit. De la Iisus Hristos să luăm exemplu și povață, El e exemplu de sfințire deosebit. Să strălucim în bunătate, în fapte bune, în smerenie, pe urmele Domnului Sfânt noi să călcăm și numele ce l-am primit, copil de Dumnezeu, prin faptele și umblarea noastră să îl onorăm. Așa să fim și noi, surori și frați, căci am fost puși deoparte pentru Domnul. Prin sângele lui Sfânt am fost spălați. Ne-a dat un nume nou și o țară nouă, cerul. Ai stat, Iisuse scump, pe o cruce la Calvar și ai suferit chiar moartea pentru mine. O, Doamne, vină în ajutorul meu să duc o viață de sfințenie, să fiu pe placul Tău. Să nu se audă în urma mea vreo vorbă de ocară, căci nu vreau să te rușinez cu mine. Vreau să te onorez cu viața și trăirea mea. Puținul acesta îl pot eu face pentru tine. Vreau ca să ajung la tine, în Canaanul cel ceresc. Vreau să urmez cărarea îngustă în fiecare zi. Tu m-ai scos din Egipt, ajută-mă să mă sfințesc, căci vreau să ajung la capăt orice ar fi. Amin.